Partidul Șansă a făcut o ultimă încercare de a lua parte la alegerile locale generale. Comisia Electorală Centrală a examinat astăzi contestațiile prin care formațiunea politică afiliată fugarului Ilan Șor dorea anularea rezultatelor alegerilor. Toate au fost însă declarate inadmisibile. Detalii la acest subiect ne oferă Natalia Chicu. Bună seara, Natalia, te ascultăm! Bun găsit, Partidul Politic Șansa a contestat rezultatele alegerilor în toate cele 36 de consilii electorale de circumscripție de nivelul 2 și a cerut Comisiei Electorale Centrale să declare alegerile nule. Partidul Șansa a argumentat că ar fi avut loc încălcări ale legislației electorale, fapt ce a dus în opinia formațiunii la influențarea rezultatelor și atribuirea eronată a mandatelor de aleși locali. Formațiunea a motivat că acest fapt se datorează excluderii cu doar 2 zile înainte de scrutinul electoral a tuturor candidaților formațiunii din cursa electorală prin decizia Comisiei pentru Situații Excepționale. Potrivit reprezentanților partidului, organele electorale nu aveau niciun drept legal să excludă candidații Partidului Șansa până la finalizarea tuturor litigiilor electorale care se află pe rol în instanțele de judecată. Astăzi, membrii Comisiei Electorale Centrale s-au întrunit în ședință pentru a examina contestațiile depuse de formațiunea politică afiliată lui Ilan Șor. Comisia Electorală Centrală a declarat inadmisibile aceste contestații, menționând că CEC a pus în aplicare decizia Comisiei pentru Situații Excepționale. Hotărârea Comisiei Electorale Centrale poate fi însă atacată în instanță în termen de 3 zile. Reamintim că Comisia pentru Situații Excepționale a decis cu doar 2 zile înainte de desfășurarea scrutinului de a exclude din cursa electorală toți candidații partidului Politic Șansa afiliat fugarului Ilan Șor. Acest lucru s-a întâmplat cu doar 2 zile înainte de scrutinul electoral. Decizia a fost luată în contextul examinării raportului prezentat de către Serviciul de Informații și Securitate, care a vorbit despre atacurile asupra Republicii Moldova, finanțarea tenebră a campaniei electorale a formațiunii afiliată lui Ilan Șor și implicarea Federației Ruse în alegerile din Republica Moldova. Reamintim că cel de-al doilea tur al alegerilor locale din Republica Moldova urmează să aibă loc pe data de 19 noiembrie. Mâine începe tipărirea buletinelor de vot. În cel de-al doilea tur al scrutinului urmează să fie aleși primari în 273 de localități. Acestea au fost informațiile. La revedere!